Directorul Direcției Agricole Buzău a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că în județul Buzău există fermieri care au început să cultive sorg în loc de porumb. Este o plantă de origine africană, rezistentă la secetă, cu un grad ridicat de proteină, mai mare decât cel al porumbului. Sorgul este o plantă iubitoare de căldură și se seamănă cam cel mai târziu din tot arealul culturilor. Este o plantă care rezistă foarte bine la secetă, practic are și un ciclu mai scurt decât porumbul și o avantajează din punct de vedere al climei acest lucru, cu o capacitate mai mică de retenția apei. Având în vedere că rezistă la secetă și în același timp producțiile pot ajunge până la 10 tone la hectar, sorgul este utilizat cu succes ca furaj de către fermieri. Pe partea de furajare nu mai vorbim, ea este foarte bună, cu proteină mai bună decât porumbul. Asimilarea pentru animale este mult mai bună decât la porumb. Este o cultură care în Franța este numărul 1, dacă îmi dați voie să spun, în ceea ce privește cultura animalelor. Pe Buzău se adune undeva până într-o 1000 de hectare de sorg. Ei suntem abia la debut și sunt convins că de la an la an arealul acestei culturi va crește. Sorgul este o cultură nouă pentru agricultorii buzoieni, însă specialiștii spun că ar putea să se numere printre preferatele acestora, în situația în care ultimele veri au fost secetoase, iar producția la porumb în anul precedent a fost cea mai scăzută din ultimii ani.